Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Vă spunem, pe lângă salutul de bun venit, de asemenea și Hristos a înviat și, stimați prieteni, avem onoarea ca în seara aceasta, așa cum de fiecare dată a fost o bucurie pentru noi și în seara aceasta avem onoarea și bucuria de a-L avea în calitate de invitat în emisiunea noastră pe fratele pastor Luigi Mițoi, căruia îi spunem bun venit. Frate Luigi, bine ați revenit la noi în emisiune. Bine vă regăsesc, omul lui Dumnezeu, și Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Frate Luigi, am vrut să vă prezint, sunteți un om foarte cunoscut atât în să spun așa, în ecosistemul acesta evanghelic din România. Peste hotare nu mai vorbim, în Statele Unite sunteți păstori unei mari biserici din zona metropolitană Chicago. Dumnezeu v-a folosit încă de când erați în România, astfel încât duceți Evanghelia până la margine pământului. Slavă Domnului pentru lucrul acesta, așa că în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, vreau să ne uităm puțin așa, în lumina aceasta care ne va pune Dumnezeu și o avem la dispoziție prin cuvântul Său, la o situație pe care aș vrea să o discut cu dumneavoastră, și anume despre provocarea bisericii în vremurile acestea contemporane. Și când vorbesc despre provocare, sau hai să spunem mai mult, provocările bisericii, ne uităm la progresul acesta sau nevoia aceasta de adaptabilitate a bisericii în fața progresului, a tot ce înseamnă încercările acestea pe care societatea le aduce și care vrând nevrând le vedem prezente și în biserică. Biserica a trebuit să facă față contextului cultural, politic, tehnologic, și noi fiind cetățeni ai pământului și simultan și al cerului, vrem nu vrem multe lucruri din afară le aduce în biserică. Dumneavoastră ca păstori aveți provocarea aceasta de a întotdeauna de a răspunde, de a consilia, de a da sfaturi, de a pune bariere, de a pune stop, de a lua atitudine, de a lua măsuri câteodată, astfel încât lucrurile acestea care, într-un fel, să spunem, în mod dur, atacă valorile creștine și implicit comunitatea creștină în biserică, și atunci ar trebui să pregătim, să ne pregătim duhovnicestele încât noi ca și comunitate să facem față acestor provocări. Dar totuși, să nu uităm, suntem în preajma rosariilor. Ne aducem aminte de actul de naștere al bisericii care se întâmplă la Rusalii, și acolo în capitolul Fapte 2, un capitol pe care eu îl iubesc foarte mult, pentru că vedem ceea ce făceau creștinii la începuturi și vedem o mare diferență între ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a dat naștere, explozia acestea de binecuvântare, de răspândirea Evangheliei până la marginile pământului, ceea ce se știe atunci marginile pământului, da? Și ceea ce facem noi astăzi. Și aici, când vorbim de Fapte 2, dumneavoastră le puteți enumera când aveți ocazia, vorbim aici despre citirea Scripturilor, despre rugăciune, despre părtășie și despre cina Domnului. Multe le facem. Dar, uitându-ne la ceea ce se întâmplă astăzi, trebuie să recunoaștem că nu mai e ce a fost, nu mai suntem noi ce ar fi trebuit să fim. Așa că, atât să ne uităm împreună. Dacă cumva, nu știu, mai există lumină, mai există speranță, sunt într-o învierea ne aduce speranță. Suntem în perioadă în care vedem tot mai mulți oameni care se depărtează de Dumnezeu. Oamenii devin mai egoiști, mai reticenți, mai rigizi, mai opaci, mai pietrificați în fața puterii, în a asculta, în a merge la biserică, în a se ruga. Cu ajutorul Domnului, haideți să stăm puțin și să vedem unde am ajuns și ce putem face. Ne mai putem întoarce la aceea? Mai există speranță pe pământul acesta, vorba? M-a mai găsit Dumnezeu vreun genunchi care se va ruga pe pământul acesta? Frate Luigi, vă rog, aveți cuvântul. Apreciez foarte mult subiectul pe care l-ați ales. Este extrem de relevant și de actual. Adevărul este că atunci când vorbim despre Dumnezeu, suntem puși în situația să ieșim din zona materială și vizibilă, perceptibilă a vieții umane și să intrăm în zona invizibilă și spirituală a existenței lui Dumnezeu. De aceea subiectul este extrem de profund
Pentru că, pe de o parte, vorbește despre lumea materială și oameni, care sunt ființe materiale, cât și despre lumea spirituală, adică invizibilă, imaterială, și despre Dumnezeu, care este o ființă spirituală. Și tranziția și legătura între aceste două dimensiuni. Nevăzutul și necunoscutul Dumnezeu s-a prezentat oamenilor, descoperindu-se prin Biblie. Și Biblia este absolut tot ce știm noi despre Dumnezeu, pentru că de fapt ea este suma, totalitatea descoperirilor lui Dumnezeu prin profeți și apostoli. Tocmai de aceea fidelitatea noastră față de Scriptură este marea dovadă a credincioșiei noastre față de Creator. Generațiile dinaintea noastră au avut tendință de legalism. Bunicii noștri, străbunicii noștri, datorită contextului și specificului aspru al vieții de atunci, ei au avut tendința de legalism. Adică să fie aspri cu ei, exigenți, și să mai adauge, dacă se poate, la ceea ce deja Biblia spunea, să mai adauge și să fie fideli față de Dumnezeu și față de voia sa. În timp ce generația noastră are tendința de liberalism. Liberalismul e unul dintre marii dușmani ai Bibliei și ai Bisericii, fiindcă minimalizează importanța suveranității și a voii lui Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, îi dă omului multă autonomie și îi permite să devină într-o mare măsură independent de Dumnezeu. Această mișcare, acest creștinism liberal, cunoscut și ca o teologie liberală, acoperă diverse mișcări și idei filozofice și religioase, inspirate de Biblie din cadrul creștinismului, și a început de prin secolul XVIII. Cuvântul liberal face referire la o dispoziție caracteristică de a interpreta Scriptura conform perspectivelor filozofice moderne. Adevărul este că atunci când vorbim despre lucrurile acestea, ne gândim la faptul că Dumnezeu are pe pământ o reprezentanță numită Biserica. Dumnezeu este invizibil, dar Biserica este vizibilă, fiindcă este formată din oameni. Această biserică are o anumită reputație în societate. În funcție de această reputație, oamenii vor fi mai mult atrași de biserică sau mai puțin. O vor respecta și admira sau o vor disprețui și o vor neglija. Reputația acestei biserici este dată de fidelitatea pe care oamenii din biserică o au față de Dumnezeu, respectându-i cuvântul. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar îl văd pe Dumnezeu în biserică. În măsura în care biserica are o reputație bună în fața oamenilor, în măsura aceasta oamenii îl văd pe Dumnezeu bun. Atunci când vorbim despre biserică, vorbim despre un grup de oameni care devin o comunitate religioasă, pentru că biserica nu-i clădirea, ci sunt oamenii care intră în clădire să se închine. Atunci când vorbim despre biserică, ea este diferită de la o zonă la alta. De când este ea pe pământ, de aproximativ 2000 de ani, în anumite părți ale globului, biserica a fost puternică, în alte părți a fost slabă. De pildă, cu 500 de ani, 3-4-500 de ani în urmă, Europa a fost locul unde au trăit cei mai mari reformatori ai bisericii, ai creștinismului. Astăzi, Europa, din punct de vedere creștin, e o relicvă, e o amintire, e istorie. Iar Africa, America de Sud, Asia sunt în focul trezirilor, în focul sfânt al trezirilor spirituale. Uitați-vă că la cruce creștinismul a început ca o dedicare totală a omului față de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat acum 2000 de ani în urmă. Când creștinismul s-a mutat a ajuns în Grecia, a devenit filozofie. Pentru că Grecia era exponenta filozofiei. Când a ajuns în Roma,
a devenit instituție, pentru că Roma era centrul puterii. Când a ajuns în Europa, a devenit tradiție. Ce este astăzi creștinismul pentru noi? Este un lucru care ne afectează viața? Este o convingere puternică care ne domină existența? Sau este doar apartenența la un grup religios cu care nu ne identificăm decât în mod... ne identificăm prin faptul că aparținem. Tocmai de aceea biserica a oscilat în istorie de la o generație la alta, apropiindu-se de Dumnezeu și fiind ascultătoare, supusă și fidelă, sau fiind detașată de Dumnezeu, independentă. În generația noastră, cel puțin în zona în care trăim, adaptarea bisericii nu se mai face la Scriptură și la Dumnezeu în mare măsură, ci la cererea pieței. Biserica nu mai oferă un model de ascultare față de Dumnezeu, ci un spectacol interesant care poate să concureze cu un eveniment sportiv, un eveniment politic, social sau cu un film. Muzica pe care se cântă în foarte multe biserici seamănă cu muzica de la un radio sau de la o televiziune laică. Predicile uneori se aseamănă cu conferințe de la universitate. Aduc informații, clădirea bisericii seamănă cu o sală modernă de spectacol. Pentru că în dorința de a se adapta la cotidian, bisericile moderne iau tot mai mult chipul lumii, chipul timpului în care trăim. Modernitatea încearcă să alunge creștinismul din planul social în planul privat. În societate să nu ne manifestăm credința absolut deloc, ca și cum nu am avea-o, ci doar atunci pentru 2 ore când mergem la biserică, închiși între cele 4 ziduri ale clădirii, acolo să ne manifestăm credința. În felul acesta acceptăm contestarea creștinismului și dreptului nostru de a vorbi în mod public despre Creator și despre legile sale. Asta de fapt este un fenomen numit secularism. Societatea în care relațiile, comportamentele și instituțiile publice nu se mai întemeiază pe credința în Dumnezeu se numește secularism sau secularizare. Societatea este eliberată de prezența și de influența religiei într-un mediu de genul acesta. Și suveranitatea lui Dumnezeu devine suveranitatea guvernului sau suveranitatea poporului. Iar calitatea lui Dumnezeu de a fi infinit este atribuită universului. Natura este infinită, universul este infinit. Dumnezeu nu mai există. De fapt, atunci când noi mergem la biserică, ne dorim să ne închinăm Creatorului. Dorim să avem o experiență mistică care să ne dea și să ne păstreze, dacă nu să promoveze, siguranța că suntem iubiți de Dumnezeu și că viața noastră este în mâna Lui, familia, viitorul nostru sunt în mâna Lui. De asemenea, mergem pentru a primi iertare. Însă sunt perioade în istorie, poate întreaga viața unei generații sau o parte din ea, când secularismul transformă creștinismul într-o religie, unde oamenii cred anumite lucruri, dar nu le practică și nu le trăiesc. Așa se face că ne permitem să vorbim despre un creștinism nepracticant. Dacă aș spune că sunt căsătorit nepracticant, dumneavoastră ce ați înțelege? Căsătorit nepracticant, muncitor nepracticant, fotbalist nepracticant, polițist nepracticant. Ei, asta înseamnă creștin nepracticant, adică non-creștin. Să știți că asta știm și noi, frate Luigi, pe vremuri sau și chiar acum se mai folosește termenul acesta de creștin practicant în relația cu biserica tradițională, vorbind de, da, noi așa folosim. Văd că flagelul acesta se practică acum și în zona evanghelică și asta este interesant. Nu aveam așa ceva înainte.
Se practică pentru că pandemia a impus virtualizarea serviciilor de vine, drept pentru care unora li s-a părut o alternativă preferată prin faptul că stau acasă și își mai aruncă câte un ochi la computerul deschis cu slujba de la biserică. Creștinul acesta, care aparține unei mișcări neoprotestante, să zicem penticostal, baptist sau creștin după Evanghelie, el este un creștin practicant, dar din moment ce nu mai vine la biserică, el nu-și mai practică credința. A găsit un înlocuitor, un surogat ieftin, care îi demască confortul care l-a înlocuit pe Dumnezeu, pe tronul vieții lui. Când făceați puțin mai devreme referire la Fapte 2, Fapte 2 vorbește exact cum ați remarcat despre un nou început. În general, Dumnezeu a dat câteva mari daruri oamenilor. Primul dar a fost darul Scripturii, darul Cuvântului. El ne-a dat legile la Sinai, la care s-a adăugat restul Revelației până la încheierea acesteia, care a completat canonul biblic. Biblia e cartea care ne spune despre Dumnezeu și se constituie în revelația lui Dumnezeu. Noi nu știm nimic mai mult despre Dumnezeu decât ne spune Biblia. Restul e bănuială, este tradiție, este religie. Al doilea mare dar este Hristosul lui Dumnezeu, adică Mântuitorul care s-a întrupat în rolul de Mântuitor ca să moară pentru noi și să ne justifice în fața lui Dumnezeu, iertându-ne vinovăția. Și al treilea mare dar este Duhul lui Dumnezeu. Duhul Mângâietorul a coborât după ce s-a înălțat, s-a ridicat Mântuitorul. Mântuitorul a venit, a săvârșit lucrarea pentru care a venit, mântuindu-i pe oameni, realizând mântuirea, și după aceea s-a înălțat la cer. Dar în locul lui a venit Mângâietorul ca să nu rămânem singuri. Dumnezeu a proiectat mântuirea. Fiul a realizat-o, iar Duhul Sfânt o aplică. De aceea coborârea lui în sufletul, în inima oamenilor, ca într-un templu, este absolut indispensabilă, fiindcă el aplică mântuirea. De aceea l-a trimis Dumnezeu. Și atunci când l-a trimis, oamenii s-au înnoit, s-au umplut de Dumnezeu. Au primit energia necesară, nu din ei, din inteligența și resursele lor înnăscute sau dobândite, ci din Dumnezeu. Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Iată, dar forța divină, puterea divină a lui vine în sufletul omului, în inima omului. Pavel a apărut mai târziu pe scena cărții Faptele Apostolilor. În capitolul 9 se convertește, însă din capitolul 2 până la 9, Petru, apostolul Domnului, este personajul proeminent. În Fapte 2 coboară Duhul Sfânt, marea promisiune a lui Dumnezeu, făcută cu mult timp în urmă. Evreii l-au așteptat pe Mesia, cu aproximativ 400 de ani în urmă, să se întrupeze Mesia. Dumnezeu nu a mai vorbit oamenilor, a tăcut, iar tăcerea lui Dumnezeu dovedea nemulțumirea lui față de infidelitatea oamenilor, care l-au trădat pentru toți idolii vremii de atunci, iar generația noastră pentru toți idolii din contemporaneitate. Și când Petru s-a ridicat să vorbească, el a pus în evidență autenticitatea fenomenului penticostal. El a spus că ce se întâmplă astăzi nu este efectul alcoolului, așa cum insinuiau unii dintre cei prezenți, neștiind cum să înțeleagă, cum să interpreteze semnele supranaturale care se petreceau sub puterea prezenței Duhului. Spuneau că ăștia-s beți. Și Petru s-a ridicat și a explicat autenticitatea fenomenului penticostal. Mai întâlnim și în Fapte 19 același fenomen, când Pavel se întâlnește cu ucenicii lui Ioan, botezătorul, și îi întreabă: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei recunosc ignoranța lor, spunând: noi nici n-am știut că a fost dat un Duh Sfânt. Și Pavel pune întrebări de diagnosticare ca să înțeleagă
Unde sunt ei în peisajul spiritual? Și întreabă, dar voi cu ce botezați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Și Pavel începe să le explice că viața spirituală e un proces ca și viața biologică. Nu-i suficient să te naști și să rămâi baby. E nevoie să crești și în timp ce crești înveți să vorbești, să mergi, te duci la școală, îți iei un job, îți faci o familie. Ca și copil nu poți face lucrurile astea, dar crești. Și în viața spirituală procesul acesta este absolut necesar. Apoi, Petru vorbește despre prezența miracolului. Religia nu are miracole. Religia este repetarea uscată și pustie, săracă, goală și rece a unor ritualuri. Dar creștinismul autentic are miracole, pentru că miracolele sunt făcute prin prezența lui Dumnezeu, care este miraculos, este enigmatic. Dumnezeu este ființa supranaturală, de aceea ce acțiunile sale sunt supranaturale, iar noi le numim minuni. Când Dumnezeu apare pe scena vieții oamenilor, El acționează, se mișcă, face ceva și toate acțiunile sale sunt la nivelul Său. El fiind supranatural, face lucruri supranaturale. El fiind minunat, face lucruri pe care noi le numim minuni. Minunile nu se explică. Noi întrebăm cum e posibil ca să învieze Iisus. Păi nu-i posibil, e doar o minune. Și minunile nu se explică. Cum e posibil să se ridice așa la cer ca un balon care este umflat? Păi nu-i posibil, la noi nu-i posibil, dar e o minune. Dumnezeu acționează. Dar cum e posibil să o fată fecioară, o domnișoară, o fată virgină să nască? Păi nu-i posibil, aveți dreptate, nu-i posibil. Dar este aici degetul lui Dumnezeu, e prezent în chestiunea asta. Noi neglijăm faptul că atunci când Dumnezeu apare pe scena vieții noastre, asta se numește minune, iar minunile nu se explică. De aceea Petru aduce ideea de miracol și el îi confruntă pe oameni. Predica lui a fost confruntativă. A confruntat pe concetățenii lui. I-a confruntat și le-a explicat că profețiile din Vechiul Testament, făcute poporului lor, cu sute și sute de ani în urmă, se împlinesc acum. Ei sunt generația privilegiată. Apoi, Petru contestă sarcasmul ignoranței oamenilor care erau de față și care, așa cum aminteam puțin mai devreme, insinuau că apostolii sunt beți. Și ajunge la momentul la care promovează pocăința. Aduceți-vă aminte că apostolul promovează pocăința spunând următorul lucru. Trebuie să vă pocăiți, trebuie să vă botezați și trebuie să aparțineți unei biserici locale. Astăzi sunt mulți creștini care spun, sunt creștin, dar nu merg la nicio biserică. Sunt student, dar n-am școală. Sunt muncitor, dar nu am niciun loc unde muncesc. Petru explică lucrurile acestea și ajungem acum la versetul 42, unde sunt cele patru lucruri pe care le anticipați puțin mai devreme. Aceste patru lucruri sunt patru dintre lucrurile pe care ei le făceau la vremea aceea și ele ne ajută să privim 2000 de ani în urmă la patru caracteristici ale creștinismului de atunci. Învățătura apostolilor. Asta înseamnă mesajul Bibliei. Nu poți fi creștin fără Biblie. Nu poți fi creștin fără Iisus Hristos. Nu poți fi creștin fără Duhul Sfânt. Nu poți fi creștin fără biserică. Dumnezeu are o carte numită Biblia, are o casă numită biserica, are un mântuitor numit Iisus Hristos și are un mângâietor numit Duhul Sfânt. Acesta este anturajul lui Dumnezeu. De aceea învățătura apostolilor este ceea ce creștinii numesc constituția lor, stilul lor de viață. Astăzi există așa de multe polemici pe marginea creștinismului și statisticile ne aduc aminte că sunt 35.000 de variante de creștini, pentru că acesta e numărul
interpretărilor Bibliei. Poate că aici ar fi bine să spunem într-o paranteză, vorbind despre autenticitatea creștinismului și despre surogat, despre autenticitatea bisericii și despre surogat. Poate că e bine aici să spunem că atunci când vorbim despre Biblie și despre biserică, vorbim despre funcție și despre forme. Funcția presupune principiile Bibliei care sunt scrise negru pe alb și de obicei sunt repetate. Formele sunt metodele prin care împlinim funcția. Biblia nu vorbește de forme. Biblia spune să ne botezăm, dar nu explică forma în care trebuie să facem botezul. Biblia vorbește despre nuntă, dar nu prezintă formele în care trebuie să procedăm la nuntă. Biblia vorbește despre binecuvântarea de copii, dar nu ne explică formele în care trebuie să facem binecuvântarea. Și lista poate continua la nesfârșit. Formele se schimbă de la o generație la alta pentru că este expresia, manifestarea generației respective. Cum spuneați dumneavoastră la început, o altă generație, o altă formă, o altă interpretare, dar funcția, principiile lui Dumnezeu, fundamentele creștinismului, acestea nu se schimbă. De aceea învățătura apostolilor este esențială. Învățătura apostolilor este felul în care noi demonstrăm că suntem așezați sub autoritatea lui Dumnezeu prin supunere și prin ascultare. Nu este necesar să facem cum ne place nouă, cum vrem noi și cum ni se pare nouă că este bine. Pentru că Scriptura, înainte să ne naștem noi, exista și ea poartă voia lui Dumnezeu pentru noi. Noi am murit în Hristos și am înviat în Hristos la o viață nouă. Am murit în omul cel vechi, păcătos, nesupus, răzvrătit, erotic, murdar, nerespectos, egoist, blasfemiator. Și am înviat în omul cel nou, un om nou și curat, care se supune lui Dumnezeu, care dă prioritate lui Dumnezeu, nu instinctelor lui primare. De aceea învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile sau rugăciunea sunt patru dintre caracteristicile copiilor lui Dumnezeu și prezentarea lor ne ajută să înțelegem cum trăiau prima generație de creștini. Slavă Domnului! Prima generație de creștini a fost un exemplu și este, rămâne pentru noi. Mi-a plăcut foarte mult că ați folosit termenul Constituția. Asta înseamnă, practic, minimum sau practicile la care nu se poate renunța, față de care ne-am pierde identitatea aceasta de creștini, de urmașa lui Hristos. Într-adevăr, ar trebui să fie Constituția noastră a ceea ce reprezintă Biserica, inclusiv în zilele de astăzi. Acum, teoretic, a văzut Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că a fost denaturat, interpretat într-un mod, și știm de-a lungul secolelor, de-a lungul milenilor, tot felul de erezii. Practic, în vremurile noastre, frate Luigi, am ajuns în care nu se mai predică. Nu numai că mai vin învățături din afară, nu se mai vorbește despre. Și a spus foarte bine. Nu vreau să mă gândesc la rugăciune. O să ajungem și acolo, dar când vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, sunt multe locuri în care slujba aceea, prezența aceea în sala, mă bucur că a spus-o și pastor, că dumneavoastră fiind și în diaspora, fiind în Statele Unite, ați văzut lucrurile acestea puțin mai devreme decât le-am văzut noi și le vedem în România, dar văd că în România noi suntem foarte rapizi așa în a adopta lucrurile acestea, să spunem, care nu sunt benefice pentru noi ca și creștini. Deci, nu numai că nu, dar nici nu, măcar nu se mai predică. Nu mai vorbim de alte învățături, interpretări greșite și aduse la extrem. Pur și simplu, e așa, pe lângă. Dacă noi am fi fideli credinței pe care o avem, atunci am privit la mentorul nostru, am privit la primul creștin, la Iisus Hristos, ne-am uitat în viața sa. Care a fost activitatea de bază? Predicarea
adevărului lui Dumnezeu și rugăciunea, dar și părtășia cu oamenii. Muzica nu a depășit predica și rugăciunea. Dacă privim în viața noastră, în viața noastră de închinare, muzica este elementul principal al unei întâlniri la biserică. Slujbele divine au devenit slujbe muzicale. Bisericile au tendința să pună accent pe muzică mai mult decât pe orice altceva. Însă muzica este singurul mod în care noi acceptăm anumite concepte despre lume și viață, fără să treacă prin filtrul conștiinței. De aceea muzica este periculoasă. De aceea muzica este termometrul unui grup de oameni. Predicarea devine mai rară, mai puțină, pentru faptul că ea confruntă. Predica confruntă, spune cum a fost Iisus și cum ar trebui să fim noi. Tare. Predica obosește. Cuvântul lui Dumnezeu este tăios. Și am înțeles, sunt și predicatori care evită predicile astea puțin mai tăioase, mai pe față. Știți cum e? Congregația, biserica, oamenilor în general, nu le place să fie confruntați, cum spuneți dumneavoastră. Și unii o mai îndulcesc, o mai lasă să... Dar la un moment dat, ok, înțelegem și aspectul acesta. Totul spus în dragoste. Deși Domnul Hristos a vorbit foarte clar și apostolii au vorbit foarte clar. A spus păcatului că se numește păcat. Dar în afară încât să diminuem, încât să nu mai dăm importanță, pur și simplu doar să citim așa tangențial din Scriptură într-o slujbă, nu mai vorbim de spațiul de care vorbeați. Noi am ajuns ca spațiul acela de întâlnire, de părtășie, pentru că faptul că am redus foarte mult, nu-i mai dăm însemnătatea aceea pe care dumneavoastră a spus-o, casă de rugăciune. Știți că pe vremuri, mi-aduc aminte de copil, scria, noi îi spuneam adunare, casă de rugăciune. Acum avem, deci practic, însemnătatea aceea locului unde e prezent Dumnezeu s-a dus și a devenit într-adevăr o sală de entertainment, de spectacol cu lumini, cu cât mai întunecoase și cât mai plăcut, așa să spun, firii pământești până la urmă. Să știți, nu vreau să fiu acuzat nici eu, nici dumneavoastră că suntem demodați, că suntem medievali, că suntem legaliști, dar mă sperie și mă uit la ce se întâmplă în realitate. Zic eu că suntem destul de moderni și dumneavoastră folosiți tehnologia și noi o folosim aici. Deci nu poate să spune nimeni că nu suntem la zi cu ce se întâmplă, da? Suntem așa. Dar totuși există niște limite. Frate Cătălin, suntem medievali dacă explicăm cum a fost Iisus și apostolii și cerem oamenilor să fie la fel ca Iisus și ca apostolii? Suntem medievali dacă spunem că predica nu trebuie înlocuită cu glume ca la o șezătoare? De câte ori a glumit Iisus în Biblie? Arătați-mi un singur exemplu și o să glumesc din culcare până în sculare. Arătați-mi un singur exemplu când a glumit Ieremia, Isaia, Ezechiel, apostolii Domnului, doar un singur exemplu. Și nu o să mai vorbesc niciodată despre subiectul ăsta. Arătați-mi un singur exemplu când au râs, când s-au ținut mâna de burtă și au făcut fan. Scriptura ne spune că atunci când oamenii ajungeau în prezența lui Dumnezeu, cădeau cu fața la pământ. Scriptura vorbește despre faptul că își regretau păcatele, viața lor se schimba într-o clipă. Păi foarte mulți dintre predicatorii generației noastre sunt asemenea unor clown care spun bancuri, care spun glume și oamenii râd jumătate din program. Păi dacă te duci în fața Domnului să râzi, în loc să-ți plângi păcatul, în loc să-ți ceri cu jenă iertare despre neputința de a trăi în sfințenie, în integritate, Dumnezeu trebuie să se uite la râsul nostru? Asta este închinarea noastră, un râs, glume, o miștocăreală fără sfârșit? Cine duce poporul în direcția asta,
sunt predicatorii, sunt păstorii astfelor de biserici care nu știu să facă mai mult. Atâta au, atâta oferă. Nu vreau nici de cum să spun o singură vorbă împotriva cuiva. Eu vorbesc de un fenomen, nu vorbesc de oameni. Așa este. Fiecare face ce vrea, ce alege să facă și rămâne responsabil în fața Domnului pentru lucrurile pe care le face. Dar este normal în tagma noastră să ne ridicăm și să spunem că Mântuitorul, când a vorbit despre Dumnezeu, n-a râs, n-a glumit și a tratat cu multă pietate, cu multă smerenie, cu multă teamă sfântă, cu respect, cu admirație prezența lui Dumnezeu. Când Ioan a vrut să se închine, îngerul i-a spus, nu, nu, nu mie, lui Dumnezeu închină-te. De ce a vrut Ioan să se închine și noi vrem să spunem două bancuri? Cum suntem medieval dacă imităm pe Iisus? Nici de cum. Frate Luigi, trebuie să le spunem pe lucrurile astea. Știu că sunt lucruri care dor. Mulți oameni le evită. Nu vorbesc despre ele. Le lasă așa. Cumva, apropo de adaptabilitatea asta, generația tânără dorește să fie mai modernă. Dar, într-adevăr, când vorbim de cuvânt, n-avem... Nu facem rabat, nu tăiem absolut nimic. Nu mai vorbim de rugăciune. Acum, ați văzut și dumneavoastră biserici în care momentul de rugăciune, nu mai zic ora de rugăciune, ce e aia ora de rugăciune? Așa, câteva, printre două cântări, sau în timpul cântării mai rostește cineva o incantație, un fel de rugăciune acolo, care nu... Deci e... Nu mai e... E strigător la cer și văd că, într-adevăr, oamenii ăștia, stilurile astea au priză. Ne dă în fața impresia, acel surogat că beau ceva, că mănânc ceva, dar de fapt nu ține decât poate senzația aia, apropo de senzație și de feeling-ul ăla, cum spune, doar să simt și atât și după aia am plecat gol, poate mai gol decât am venit. Și eu am fost în multe biserici ca și dumneavoastră și am văzut lucruri care m-au condus la următorul raționament. Din două ore de program, câte minute, asta înseamnă 120 de minute de program, câte minute se roagă oamenii ăștia? 10 minute aproximativ. Câte minute predică? Probabil 50, 60 și câte minute cântă? Mai mult decât predica și rugăciunea. Dimpotrivă, între două cântări, oamenii intră în rugăciune și înainte să se oprească rugăciunea, muzica intră peste rugăciune și rugăciunea se oprește. Da. Dar de ce opriți rugăciunea, dragii mei? Vi se pare că e multă? Vi se pare că e multă? Care e scopul pentru care o opriți? Nu e necesară? Dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura ne arată cât s-a rugat Iisus și cât a cântat. Nu vorbesc împotriva muzicii. Doamne ferește! Ci fac doar o comparație. Și noi cântăm. Fac o comparație. Nu-i normal să minimalizăm rugăciunea. Pentru că rugăciunea este foarte importantă. Permiteți-mi să mai spun încă un lucru care, din nou, nu vreau să spun decât ce spun. De cântat cântă și oamenii beți, cântă și curvarii, cântă și creștinii, cântă toată lumea. Dar de rugat se roagă doar oamenii născuți din nou. Nu vreau să fac un clasament între rugăciune și cântare, dar e copilărește să punem muzica înaintea rugăciunii. E copilărește să nu mai spunem ce genuri de muzică se cântă printre celelalte. Da. Putem avea o atitudine conservatoare sau una liberală sau chiar libertină, progresistă. Și nu cred că noi doi sau alții ca noi ne putem erija în modele neapărat să sfătuim noi pe toată lumea ca niște sfătoși. Dar suntem în spațiu public prin emisiunea asta și avem dreptul să vorbim și noi ca două componente ale creștinismului din generația noastră și să atragem și noi atenția că aceste excese care îl pun în spate pe Iisus și în față ies eroii și vedetele, care eu în sus și eu în jos,
Știe toată biserica ce mănâncă, pe unde au fost, ce au făcut. Dacă ne uităm la Pavel și la Apostol, n-au îndrăznit să se comporte în felul ăsta. Au fost dominați de evlavie, de respect față de Dumnezeu. Tot ce au făcut l-au promovat pe Dumnezeu, l-au pus în față pe Dumnezeu, l-au înălțat pe Dumnezeu. Ei au vorbit cu modestie, cu frică de Domnul. Au fost un model de trăire în neprihănire. E normal să reafirmăm lucrurile astea, pentru că ele au fost afirmate de Iisus și de apostoli, iar noi trebuie să le reafirmăm, decât să ne afirmăm firea noastră, pe care o strunim cu greu, adică firea pământească, la asta mă refer. Este normal să afirmăm cuvântul lui Dumnezeu și pe stăpânul acestui cuvânt. Nu avem intenția să ne înjosim frații sau să demonstrăm superioritate în raport cu cineva, ci vrem doar să promovăm legile Domnului, cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Așa este, slavă Domnului! Mulțumesc, frate Luigi, că încă o voce, ați rămas o voce, așa cum o știm, o voce a lui Dumnezeu, în care a spus în seara aceasta cu subiect și predicat ceea ce și pe mine mă însuflețește, am aceleași gânduri, le-am mai spus poate și cu alte ocazii, le mai spun și și față către față atunci când mă întâlnesc și dumneavoastră știu că o faceți de multe ori și în România și acolo în Statele Unite, dar tragem niște semnale în alarmă. Biserica s-a adaptat, a trebuit să, apropo de forme, că am vorbit puțin și de forme, dar Constituția aceea despre care ați vorbit, aia a rămas și aia va trebui să rămână. Există încă har și slavă Domnului, așa că vom putea discuta foarte mult, dar datorită formatului ne apropiem de final. Cu siguranță vă mai invit la o continuare la acestei discuții, pentru că mai sunt câteva aspecte legate de adaptabilitate și de motivarea generației în care trăim. Aș vrea să... E o mare onoare. Aș vrea, să, aș vrea totul să nu lăsăm așa. Știți cum e? Întotdeauna discuția noastră și a mea cu dumneavoastră și numai și dumneavoastră știți că nu lăsați lucrurile. Sunt adevăr, am pus astăzi în fața națiunii aici și la Prodocens Media și la Credo TV, pentru că emisiunea se vede și la Credo TV, aceste situații pe care o trăim. Dar aș vrea totul să ne uităm puțin la ce mai putem face. Și așa că un gând din partea dumneavoastră, privind din cuvântul lui Dumnezeu, ce mai putem face din punct de vedere al soluției pe care, știți, plecând de la bucuria aceasta că astăzi când noi vorbim mai har. Și slavă Domnului că suntem în viață, încă mai avem, suntem înconjurați aici unde suntem în studio, avem în stânga și dacă suntem de scripturi, încă dacă ne putem ruga, ce mai putem face și un îndemn așa păstoresc, v-am spus, suntem în perioada asta în care ar trebui să ne cercetăm. Și dumneavoastră, ca de fiecare dată, știu că ne-ați lăsat un gând. Deci, oricât de rău ar fi, mai există nădejde, încă mai har. Și ce trebuie să facem ca să, totuși să facem schimbarea aceea, să ne pocăim în primul rând. Nu e ușor, tocmai de asta zic. Omului Dumnezeu, în emisiunea aceasta, am încercat să tratăm subiectul tendințe liberale care afectează loialitatea creștinilor sau afectează imaginea creștinismului. Și felul în care am vorbit a fost puțin mai aspru, mai confruntativ, dar acesta a fost subiectul. Acestea sunt niște tendințe care bat la ușa inimii noastre. Însă în generația noastră sunt milioane de oameni care trăiesc în puritate, îl slujesc pe Dumnezeu și își sfințesc viețele. Eu aș propune două lucruri în încheiere. Primul dintre ele este să punem întrebarea pe care au pus-o ucenicii într-un moment delicat din viața lor și a Mântuitorului. Doamne, nu cumva sunt eu? Adică în peisajul acesta pestriț, cum sunt eu? De partea cui sunt eu? Ce promovez eu? Care este înclinația mea? Spre ce îi influențez eu pe oameni? Doamne, nu cumva sunt eu? Domnul a spus în seara asta, cineva mă va vinde, unul dintre voi. Și ei toți au întrebat, nu cumva sunt eu?
Eu vă propun, stimați prieteni, cu umilință, în fața acestui subiect care a fost puțin confruntativ pentru că a tratat chestiunea aceasta de tendințe de liberalizare, să ne întrebăm, nu cumva sunt un exponent al unui astfel de stil de viață spirituală? Și al doilea gând, și cu care închei, este exemplul acelei femei care a cumpărat un vas de alabastru și cu banii pe care i-a câștigat de pe un an de muncă a cumpărat un parfum foarte scump, a spart vasul și parfumul a turnat pe trupul Domnului Iisus din cap până în picioare. Și atunci când Iuda, care era casierul grupului și mai lua și el din bani, a certat-o pentru asta, Hristos a spus, lăsați-o în pace, ea a făcut ce a putut pentru mine. Și Biblia ne spune că s-a umplut casa de miros, de parfum. Acolo unde ajung eu și dumneata, indiferent cum a mirosit înainte să ajungem casa în care intrăm, noi trebuie să transmitem un mesaj. Trebuie să aducem un parfum, trebuie să aducem speranță, trebuie să aducem bucurie și întotdeauna să facem ce putem. Nu ni se cere mai mult, dar ce putem. Dumnezeu se așteaptă să facem ce putem, iar ce putem să facem, să transmită parfumul speranței, al credinței și al siguranței mântuirii, al vindecării și al prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim și noi, frate Luigi, pentru îndemnul acesta din partea dumneavoastră, cu îndemnul din partea lui Dumnezeu, prin gura dumneavoastră. Slavă Domnului pentru discuția aceasta, în care împreună, prin harul Domnului, am scos în evidență și am pus pe tapet câteva din provocări. Încă este har, încă ne mai putem întoarce la Dumnezeu, încă mai putem schimba, mergem înainte și cu ajutorul Domnului vă aștept și la o altă emisiune în săptămâna care urmează cu mare drag. Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo în Biserica Pentecostală Betania din zona Chicago și oriunde Dumnezeu vă va deschide o ușă de cuvânt. Știu că Dumnezeu are grijă ca... Să nu vă lasă să stați, să călătoriți, să mergeți, să vestiți Evanghelia, să o faceți cu mare putere. Dumnezeu să vă dea har și multă sănătate în ceea ce faceți. Mulțumesc la fel, mulțumesc frumos. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru seara aceasta, vă mulțumesc că ați fost cu noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!